Ce faceți, mă? Totul bine? Am revenit. Nu cred că am mai postat de 10 zile, deci să-mi fie cu iertare, să-mi fie cu rușine. Ce naiba s-a mai întâmplat? Am văzut că a apărut ceva știre în care au furat unii vreo 50 de șampoane prin magazin din supermarket. Mi se pare bine. Totuși, nu este vorba despre asta. Astăzi este pe bază de comandă la mine. Până acum nu mi se pare că dumneavoastră nu depășește temperatura camerei. No, damn it! Până la urmă, dacă tot se viralizează dumele astea pe TikTok, din nou pe TikTok din 2010, de ce să ne mai uităm la emisiunile astea în care personajele negative sunt toți copiii tunși și așa, iar personajele pozitive trebuie să fie niște oameni de la țară, nu? Care sunt blocați acolo și la propriu și la figurat. This is bad, this is good. Dar așa o fi oare? Asta este întrebarea de fapt. Haideți să facem și noi cunoștință, nu? Cu oamenii din ediția asta. Ionuț are 17 ani și este din București. Ca un fapt total neimportant pentru el, mai trebuie menționat că este în clasa 11-a. Că nu este un elev model e una, dar pe lângă asta mai are și multe alte defecte. Nu poți să te bazezi pe el, practic. Vorbești una cu el și alta face. Pe tatăl urăsc foarte mult pentru că îmi pune multe reguli și nu mă lasă să fac ce vreau. Da, planul meu în viață, trebuie să vă mărturisesc, era să-mi cresc părul până la genunchi ca să-mi dau perdelele jos din cameră. Pui, trebuie perdele în cameră, serios acum, când am nevoie de lumină, fac frumos așa și când nu mai am nevoie de lumină, îmi trag părul la loc pe ochi, mi se pare o chestie foarte mișto. Din păcate, tata mi impune multe reguli și nu mă lasă să fac ce vreau eu, dar să moară familia mea, de asta nu era un plan bun. Nimic din ce i-ar cere tatăl sau bunicul nu-i face plăcere lui Ionuț, pentru că altele sunt lucrurile care îl entuziasmează pe băiat. Îmi place să consum alcool, logic, ca orice băiat. Îmi place starea care mi-o dă, mă simt fresh, mă simt în largul meu. Lăsăm pecare deoparte, că exista un pecare acolo, dar na, în 2010 nu era la modă să vorbești cu pecare. Ce vreau eu să subliniez este faptul că omul nostru ne zice că el se simte fresh de la alcool. Bă, și e prima oară în viață când eu aud pe cineva că zice că se simte fresh de la alcool. Cum e posibil măcar să te simți fresh de la alcool? Îmi dă așa o stare alcoolul ăsta, bă, mă simt maxim de fresh, mai ales după vodka. După 3 litri de vodka, bă, ți-am zis fresh rău. Nici de la Orbi nu mă simt așa fresh cum mă simt după 5 sticle de vin. După 5 sticle de vin mie îmi pute gura fresh, nu avomă. Băiatul ăsta cred că ne ascunde ceva, ascunde el, știe el niște tehnici, jutsu de se simte el fresh de la alcool. Dar să continuăm totuși. Dornici de o nouă experiență, cei doi adolescenți se întâlnesc pentru prima oară și în scurt timp vor pleca să petreacă o altfel de săptămână în localitatea maramureșeană Ferești. Bună, Pitbull! Hello! Voi vă dați seama, mă, să ți se zică Pitbull și să arăți așa? Omul nostru aduce mai mult a Lesi decât a Pitbull, dar Lesi după o lună în depresie. Și știu că mai erau rasă niște pichinezi din aia, tot așa cu părul în ochi. Efectiv, nu văd nicio diferență dintre câinii aia și băiatul ăsta. I-au greșit ăștia rolul, eu vă zic sincer, l-au distribuit aiurea. El putea să jure că a semnat pentru familia Adams și totuși s-a trezit în emisiunea asta. De ce ți-i păr așa, nu? Nu te deranjează? Nu, no, pentru că îmi place stilul ăsta funky și chiar îmi place cum stă. Wow. Mie nu prea îmi place freza asta cu părul în ochi și prefer să văd. Emotional, damn it! E surprinzător, mă, nu-mi vine să cred că i-a zis fata asta că nu-i place freza lui, așa ceva. Făcând acum o paranteză, voi vă imaginați, mă, băiatul ăsta la școala de șofer, prima ședință. Deschide frumos ușa, intră în mașină, că bună ziua, domn instructor, că salut tinere, ce faci, cum ești, totul bine? Așa, ca primă ședință, vreau să te întreb mai întâi, înainte să pornim la drum, vreau să te întreb dacă tu recunoști semnele de circulație. Dacă recunosc semnele de circulație, păi domn instructor, nu știu cum să vă zic, dar să moară familia mea, la ce trebuie mie să recunosc semnele de circulație dacă oricum eu nu le văd. Așa și cu pietonii, stau acum să recunosc pieton, am ce face să învăț așa pieton pe de rost, îi calc și aia, ce să victime colaterale. Și acum fie așa vorba între noi, că eu mai glumeț așa de fel, domn instructor, știți cum face un copil trapper după ce îl iei sub roți? Scâr, scâr! Da, revenind totuși la clipul nostru, nu? Să cunoaștem și oamenii aia mișto, nu? Familia aia mișto, oamenii aia cu capul pe umeri, personajele pozitive, miezul lui Dumnezeu. Haide să-i vedem. Familia Țiplea din Ferești, Maramureș, păstrează încă tradițiile zonei și nu doar în ce privește portul. Părinții Petru și Irina își cresc copiii la fel cum au fost ei înșiși crescuți, iar Diana de 12 ani și Vlăduț de 8 ani nici măcar nu știu că ar putea fi și altfel. Niciodată nu trecem cu vederea lucrurile care le fac ei. Când fac ceva îi pedepsim, când fac bine îi recompensăm cu altceva. Pe care? Bă, nu se poate, mă, așa ceva. Și personajele pozitive și ale negative, mă, suferă de pe care? Nu se poate, bă, așa ceva. Și totuși sunt convins că în ambele tabere și părinții cât și copiii se cred unii mai deștepți decât ceilalți. Și în realitate
sunt la fel de proști. Și ok, serios, e ok să fii prost. Nu trebuie să le știi pe toate sau să ai impresia că le știi pe toate, pentru că nu există așa ceva. Fii bun, excelează la un anumit capitol, într-o anumită direcție. E ok, e suficient atât. Nu trebuie să le știi pe toate, e ok. Sau să ai impresia că le știi pe toate. Oamenii de obicei care au impresia că le știu pe toate, de fapt nu știu nimic. Repet, lăsați-vă proști de câteva ori pe săptămână, o să vă simțiți mult mai bine. Vă sună cineva că frate, hai la o bere. Pateu! Oamenii proști sunt mult mai fericiți, e ok să fii prost. Dacă vrei să fii un om respectat și tu la rândul tău trebuie să dai respect, altfel nu se poate. Așa am încercat să fac, așa fac în continuare și așa am educat și copiii mei. Ok, 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 de acord, de acord până aici. În viață sunt mai multe variante de a fi bogat. Pentru că dacă ai sufletul bogat, atunci te simți bogat și ai o familie fericită. Și financiar, bineînțeles că dacă n-ar exista... Banii nu aduc, și banii aduc fericirea și nu aduc în multe privință, dar noi ne considerăm fericiți așa cum suntem. Ok, 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 de acord și cu chestia asta și chiar așa e. Sigur, pentru unele persoane, da, fericirea poate să însemne bani și atât, clar. Dar pentru altcineva, nu știu, fericirea poate să însemne libertate, pentru altcineva poate să însemne o familie și așa mai departe. Diferă de la om la om și cu siguranță fericirea nu constă în bani și atât. What the fuck is here? Doamne, ce e aici? O pijamă legală. Dar ce sunt aliniez? Vreau să-i împușcăm. Ce trecu? Bosca homocită. Vezi că vin irache. Te las pe tine prima. Bună seara. Bună seara. Bine ați venit. Bine v-am găsit. Mihaela. Petre. Pitbull. Mi se pare superb, o scenă de Oscar efectiv, mi se pare superb cum se uită unii la alții de parcă sunt specii diferite. Au reacționat exact cum reacționează câinii și pisicile când se văd pentru prima oară, se cunosc, parcă se uită așa un pic, se miros între ele sau între ei și dacă e ce trebuie sunt prieteni, dacă nu se atacă, efectiv așa au făcut și oamenii ăștia. În Maramureș și panică din aia bună. Da. Pe unde să ține? În pod, în pivniță. Aia ți-o arăt eu, nu trebuie să o cauți tu, să nu o găsești. Perfect. Deci s-o arăt unde stă, cum arată, mă n-ai voi să o guști. Deci aia e interzisă minorilor, voi sunteți majori? O chiar. Omul nostru nici bine nu a ajuns acolo, nici măcar n-a făcut cunoștință bine cu oamenii ăștia și deja se gândește la palincă. Mi se pare bine. Și totuși a uitat să le menționeze, mă, la oamenii ăștia că el se simte fresh de la alcool, vedeți? Dacă le zicea, băi, eu mă simt fresh de la alcool, cu siguranță îi dădeau. Auzeau oamenii de pe la țară de acolo că el se simte fresh de la palincă aici, nebune, îi dădeau de curiozitate. Ia, mă, băiatule, ia, bea așa 2-3 șaturi, să văd cât de fresh te faci. Îmi aduc aminte că aducea și taică-miu palincă din aia de țară când eram mic, aducea acasă, păi de viața mea. Mi-a dat odată să gust, bă, am zis că mor. Și nici acum, nici până în ziua de astăzi, eu nu înțeleg cum poate să bea oamenii așa ceva, bă, mor de la palinca aia de țară, ești nebun. Dar eu înjur și acasă, de față, cu părinții. Poți să înjuri acasă, dragă, liniștită, cât vrei. Și poți să înjuri... Aici te rog frumos să nu mai înjuri, Anto. De ce? Dar noi n-am pronunțat cuvântul ăsta niciodată. Păi dacă eu așa vorbesc acasă, cum aș putea să vorbesc aici? Și atunci tu crezi că dacă ai venit, vii și îmi faci mie reguli sau cum? Dar n-am venit să fac nicio regulă, dar nici voi să nu. Când ajungem într-un mediu nou de oameni, să înțeleg, nu? Când cunoaștem niște oameni pentru prima oară, e în regulă să-ți bași pula ca la tine acasă. Da, nu știu ce să zic, nu e chiar ok, acum na, nu știu, depinde de fiecare, dar eu niciodată n-am putut să mă simt relaxat 100% când cunosc niște oameni pentru prima oară. Ai o oarecare reținere și nu poți să te simți relaxat și să faci aceleași glume pe care le faci cu prietenii tăi pe care îi știi de, nu știu, 15-20 de ani. Dar pentru fata noastră cu părul roșu în cap, aparent e în regulă să-și bage pula ca la ea acasă. Și băiatul, tu ce faci, le-ai zis că ai? Pe un cartier cu fraierea după acolo, telefoane, cu droguri, ne ocupăm cu de toate. Ce, droghezi? Da. Ți se pare logic. Ți se pare logic? Vârsta mea. Și tatăl tău se droghează? Nu. Păi de ce? Pentru că e din epoca de piatră el. Să moară familia mea, vă fac bun rost de niște telefoane, ceva, droguri, fără mișto. Tata e, fii atent aici, facem schemă adevărată, zic, fii atent, ușor, easy, știi ce zic? Bam, aduci palincaia de țară, aduc niște droguri, îți dau și un telefon din partea mea să zici că sunt eu băia bun, știi? Se păstrez, nu-i problemă, n-am nevoie de el. Și facem party cu palincă de aia bună, duc hap, hap, ha? Zi, mă, fără mișto, facem? Poate vezi că băiatul ăsta ești nebun, a ajuns acolo cu 10 lei și pleacă de acolo cu 500 de euro. Ar fi forță. Dar pentru ce-ți vorbiți pe voi, Rul? Bine, vorbim noi. Vă învățăm noi pe voi. Nu, trebuie pe noi să ne învețe nimeni. Noi cei rău nu învățăm. Păi dacă am fi vrut noi să învățăm ceva de la voi, ne-am fi scris noi la emisiune. Să mergem la voi, nu? Da, da, vocabularul dumneavoastră nu depășesc mai mult de 200-300 de cuvinte. O să vedem noi care o să aibă mai multe cuvinte de spus. Până acum nu mi se părea că dumneavoastră nu depășește temperatura camerei.
O să mai vedem noi. Bum! Băi, a zis, omă, ești nebun, e care pe care, mă. V-am zis că e care pe care, e așa ca la Beyblade, care pe care, fiecare se crede mai deștept decât celălalt. Și totuși, dacă în edițiile trecute cumva luam apărarea copiilor, bă, în cazul ăsta nu știu ce să zic. Pentru că familia asta, în ciuda insultelor, își păstrează calmul, ceea ce e super de admirat și de apreciat. Una e să faci niște glumițe cu niște oameni pe care îi întâlnești pentru prima oară și alta e să fii nesimțit. Și în cazul ăsta... Și totuși, a doua zi, oamenii noștri îi trezesc pe copii cu noaptea în cap și o să-i pună la treabă. Îi bagă la mulți vaca, ceva frumos. Cu siguranță și asta este o experiență. O experiență pe care nici eu n-aș vrea să o trăiesc neapărat. N-aș fi foarte entuziasmat, dar este o experiență. Nu poți să faci tu lucrul ăsta cât e frumos. Da. Și o să bea vițelul. Hai aici, ridică-te. Uite, ia-i găleata în mânuță. Ce să-i dai o lapte? Hai, Mihaela, aici, uite, aici. Ia vine și-l bea. Tu-l ții, numai să nu scad, să-l cadă jos. Da, mi-e frică de el, cum mi-a dat cu piciorul. Asta? Asta ți-a dat, nu, cu piciorul. Nu, 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 bunica. Asta e micuț. Uite. Vezi ce frumos bea. CSF, n-ai CSF, dar cam așa arată viața la țară, nu? Nu este pentru toată lumea, clar, dar cineva trebuie să o facă și pe asta, nu? Nu toată lumea trebuie să devină avocat sau doctor sau, nu știu, investitor în cripto. Ce faci, mă, băiatule? A, uite, bine, am luat-o pe un palegar și a rămas paradita și vorbit cu vecinul peste drum. Cum nu a fost înțelegerea cu țigările? Băi, făcut niște afaceri de contrabandă. Ia, numai să văd. Cum a rămas? Să văd, mai ai țigări la tine? Controlat. Și unde ți-s adidașii? În nomol. Dar de ce? Păi dracu să ia, a rămas acolo. Așa ceva eu nu-mi puteam imagina că se poate întâmpla. Să intri tu în bălegar până la genunchi să te faci pentru o țigară? Dă dovadă că e tântă lău de categoria grea. S-au zis și s-au arătat destul de efectiv, eu nu mai am ce să comentez la faza asta. Deși ar fi de subliniat faza aia că Lesi al nostru i-a zis la început omului că IQ-ul lui nu depășește temperatura camerei. Și totuși el face chestia asta. Care cum cu IQ acum, nu știu ce să zic, dar vă las să ghiciți. Și ce mi se pare mie și mai fascinant după toată faza asta, că omul nostru intră iarăși în bălegar ca să-și ia Adidas și de acolo. Ca și cum ar mai fi bun de purtat sau ceva. Și după faza asta, după ce îți intră Adidas și în bălegar, bă, nu mai poți să fii șmecher. Nu mai poți. Nu mai, gata, se anulează. Bă, fetiță, o fac cum trebuie. Da, taci odată, am făcut, du-te acolo ce cu ai făcut, rândul mă? Tău. Ai muncă, ce faceți voi? Păi, dar ce vrei? Cât de bine să fac în p***a mea? Că asta chiar mă scoate din sărite. Dă-o mortuia, să fie prea groază. Mă, voi sunteți bătuți în cap. Hai, frate, că nu mai fac. Hai, pa! Te salut cu jet! V-am zis, e o linie subțire între a glumi cu cineva și a fi nesimțit și băiatul ăsta e nesimțit și atât. Singurul lucru pe care au încercat să-l facă e să-i pună și pe ei la muncă, ceea ce mi se pare normal, că de asta ești acolo, nu? De asta ești în emisiunea aia, pentru experiență. Ajungi într-un mediu nou cu niște oameni noi care au alte tradiții și muncesc într-un anumit fel. Un alt fel cu care ești tu obișnuit sau nu ești obișnuit. Înțeleg că nu vrei să muncești și nu-ți place, dar măcar nu fi nesimțit, asta e ideea. Sigur, acum la vârsta aia, na, cu toții cred că eram nesimțiți fără să ne dăm seama. Da. A, e un pic cam mult totuși în cazul ăsta. Bună ziua! Bună ziua! Vrem și noi o țigări de bere, un pachet de țigări de pinovie, de marcon și țigări. Și de la voi ce putem cumpăra? Încercați-o prăjitură. Și mă, frate, eu n-am mai fost așa ceva. Cum să n-ai bii țigări și băuturi la bar? Ce ai putea să faci la bar? Cafea aveți? Da. Păi dați-ne o cafea. Și o bere, frate. Chiar dacă și-au făcut planuri mari, Ionuț și Mihaela sunt nevoiți să se mulțumească cu mult mai puțin decât sunt ei obișnuiți. Cadrele astea așa în slow motion când beau ei cafea și cu muzica aia de vioară tristă pe fundal. Foarte trist, cum să nu găsești țigări și alcool la bar? Bă, nu se poate așa ceva. Și eu mă oftic rău de tot că și lui ăsta, mă, de la bar a uitat să-i zică că el se simte fresh de la alcool. Că îi dădea, mă, o bere, cred. Îi zicea, frate meu, păi că eu mă simt fresh, tată, ești nebun, păi o să-mi dai mai multe, că eu mă simt maxim de fresh. După 14 beri, pam, a doua zi sunt fresh, rău de tot. Și la faza asta, la cadrul ăsta, la scena asta, bă, mai trebuia un pic de regie. Parcă prea așa cu vioară, cu daia, muzică tristă, n-au găsit alcool, nu, tată. Și vă așa un pic mai pe acțiune, un pic jucat acolo, bam, un picior în ușă, cu metre, dă și mie o bere adevărat. Pa, mă, dă cicul că ți-e stămâncățeși. Mă simt ca în sicriu aici, mă, dă și mie o bere, serios, că dacă nu mor de sete, ești nebun, mor de claustrop... De fobie, de-aia mor. Să-i zică la bar după aia că alcool nu servim minorilor. Poate un fresh de portocale ceva și să fie asta la modul după aia. Fresh de portocale? Ce fresh de portocale, mă? Freshul de portocale e minciună. Freshul de bere e adevărăciune. Se știe! Bă! What the fuck? I'm here. Vreau și mai să intrăm. Până vine tata, nu pot să vă dau drumul. De ce? De ce?
ați făcut ceva acolo sus și eu zic că vin la casă să nu vă dau drumul. Dar ni foame. Eu nu știu, stai acolo cu Mihaela, o să mergem la vâltoare să spălăm niște rufe. De ce să spălăm rufe? Dar noi ni foame acum. Ce trebuie să fac? După aia mâncăm mai bine. Ce ai? N-am nimic, lasă-mă pace. Stai mă, că eu nu mai înțeleg nimica. Deci asta a început să plângă că i-a zis că trebuie să spele rufele. Adevărul e că da. Îți zice cineva că trebuie să speli rufele, plânge. Ești nebun, cum să nu plângi? În cazul ăsta, sincer să fiu, nu știu dacă plânge pentru că e regie sau plânge pentru că e proastă. Dar totuși să continuăm. Acum să vă aud. Păi ne cerem scuze pentru faptele de azi care le-am făcut. Și promitem că nu o să mai întâmplă dacă nici voi nu o să ne mai puneți la muncă. Și la ce să vă pun? La birou, la calculator, ceva? În ziua de azi costă mai mult să faci ceva ușor decât să faci ceva greu. Dacă stai la calculator și tastezi toată ziua, câștigi mult mai bine decât dacă prășești toată ziua. Video ce tată, ăsta e planul, tastezi acolo, vorbești cu lume, hap, hap, intră banul, vorbești tot ce trebuie. Bine, exagerez și eu în cazul ăsta, dar sunt de acord cu ce a zis fata în cazul ăsta. Într-adevăr, munca nu înseamnă să car cu cârca, munca nu înseamnă șantier și atât, că unii și în 2022 mai cred în continuare că să muncești, asta înseamnă să tragi cu cârca, aia e muncă. Dacă nu tragi cu cârca, nu muncești. Eu de atunci nu mă tund, puneți-mă altceva, orice, dar nu, să nu mă tund. Uite să stai acolo pe scaun. Dar nu mă tund. Pune-te să stai acolo, că mai vedem noi ce faci. Stai nu aici. Uite ce glume are ăsta în el, să mă tund eu. Să te tund, ne-ai zis că nu vrei, așa e că nu. Da, exact. Orice altceva faci. Da. Te pieptăi frumos, să ridici părul în sus. Așa. Îl prinzi cu astea. A, așa e. Și spun pălăria. Exact, gata. Așa-mi convine. No, să vedem, nu? Să-ți convine. Așa. Deci să-mi dau părul pe spate. Să-ți dai părul pe spate. Păi uite ce bine stă măzălodule, de ce nu vrei păi să dai jos? Păi da, mă, că nu pot să le pun. La ce, tu ai vrut să mă ajut sau să mă înțelegi? Cea mai mare frică a lui băiatul ăsta e frizerul și sincer să fiu cu voi și a mea era la fel. Pe la 12-13 ani cam asta era și frica mea pentru că, na, asta era moda. Era cool să fii tuns așa. Dar repet, nu cu bretonul ăsta în ochi, în halul ăsta de mare, că bretonul ăla e mai mare decât IQ-ul lui. Bum! Nu pot și eu cu glume de astea de 2010, mă, pot și eu. Da, mă, ce să zic, cam despre asta e vorba în emisiune. Părinții încearcă să-i pună la muncă pe copii și copiii nu vor să muncească. Wow, ce surpriză, nu? Și o să vă povestesc în continuare ce se întâmplă, pentru că deja m-am plictisit, foarte pe scurt, și după aia tragem concluzii. Că tot am menționat de treabă, după aia oamenii se pun din nou la masă și fata noastră cu părul roșu în cap nu vrea să-și ducă farfuria la bucătărie și le zice la oamenii ăștia că ea nici la ea acasă nu-și duce farfuria. Cum adică? Păi farfuria eu ia măsa, să facă și ei la fel. După care părinții ăștia încearcă să-i convingă și pe ei să se îmbrace în haine tradiționale și într-un final reușește să-i convingă. Și o să aflăm niște inside-uri din fiecare familie, niște inside-uri de care, sincer să fiu cu voi, mă doare în cot. Dar, într-adevăr, unele chestii ce țin de familie, dacă le trăiești de mic, cumva, te afectează într-un anumit fel. Sigur, până într-un punct, dacă începi acum să te droghezi, să faci urât, că nu știi ce probleme ai tu în familie, sau ai avut în familie și începi să exagerezi cu droguri, să te duci dracu, bă, dă dovadă că ești tu un om slab. Și da, săptămâna o să treacă, ori să se reîntoarcă din nou acasă la părinți și, Doamne ajută, bănuiesc că au căpătat o experiență din care, nu știu, au învățat ceva, n-au învățat. Și da, cam atât, ce să mai adaug? Ca o concluzie, fiți proști, e ok să fii prost, că nici să iei viața mult prea în serios, să ai impresia că le știi pe toate și să, mamă, sunt deștept, merg înainte, nu mă uit la ăla, nu-l bag în seamă pe ăla, eu sunt deștept. Și poate vedeți mâine la știri că Andrei Cosmin instigă la prostie. Mi s-ar părea superb. Și cam atât, v-am zis, o să închid și eu aici. Sper că am râs, ne-am simțit bine, Doamne ajută, și ne auzim data viitoare. Nu uitați că mă găsiți și pe contul de Instagram andrei.cosminina. Nu uitați să dați și un subscribe la canal și să aprindeți notificările dacă sunteți noi. Și noi ne auzim data viitoare.